10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. 10 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. Se copiază prost. Băi, se copiază unul la unul. Eu am avut o dileală în cap că o să mor la 50 de ani. M-am trezit în fundul gol, în mijlocul oamenilor, într-o piață. Chiar dacă viața v-a speriat, chiar dacă știi, el n-a uitat și telefonul sună. Am fost foarte aproape de Cernobâl. Ne-au lăsat aia 10 zile acolo, au venit, ne-au dezbrăcat și de chiloți, ne-au dat foc la toate hainele, ne-au îmbrăcat ca pe pinguini în niște combinezoane de plastic albe. Nevastă mea! Mă vrea bancheră. Un băiat dulce. Eu ia, vreau. Nu mi-a păsat niciodată ce crezi tu despre muzica mea, oricine ai fi tu. Lumea zice că ești foarte arogant. A zis taică meu că s-a divorțat de maică mea, că era că sunt urât și că nu, nu sta lui. Cu ochii mari și zâmbet trist, nevasta, nevasta mea. Zece întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. 10 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-a sta cu tine tot ar fi puțin. Bine te-am găsit, Alexandra. O mică repetiție cu public de la televiziune, da? Să știm. Mulțumesc pentru invitație, sunt onorat. 2 stele paralele, stele lacrimi înodate și lumina de la ele. Pentru tine toate, 4 prinți cu 3 castele, ape, lanțuri fermecate și tot cerul peste ele. Pentru tine toate, 10 întâmplări ciudate și o lumină minune te-au adus în casă. 10 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-a sta cu tine tot ar fi puține. Am greșit textul. Sunt textele mele și fac cu ele ce vreau. Vorba lui Alex. E la prima cântare a poeții, ca să știm. Mulțumesc frumos! Șapte zâne, toate bune, licurici, speranțe, noapte și piticii din poveste. Pentru tine toate, 9 magi în faptul serii, o potcoavă sus de parte și comorile din suflet. Pentru voi toți toate, thank you.
10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. 10 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-asta cu tine. Și faceți voi tema de final, piano. Atât. Mai natural decât atât nu există nimic. Mulțumesc frumos, dragilor. Aia a fost muștarul de pe mic. Se întâmplă. Superb. Nicio problemă, se întâmplă. Trecem pe la valieră. Trecem pe la valieră. Deși vreau să mai cânti un refren, să cânt și eu un pic cu tine. Hai. E minunea asta de piesă. Cred că e și una dintre... Mai facem dintre... o dată refrenul de final? Hai. Cred că e una dintre piesele aia care se găsește în playlist-urile de karaoke, știi? Să cânti ceva holograf, să numim ceva dragostea asta. Pentru karaoke am pus eu, pentru că făcuse cineva un negativ atât de greșit. E chiar păcat. Și mie mi-era greu să cânt după negativul ăla și am pus eu... pianul, zic, băi, măcar, dar știu că aduce multă bucurie. Exact. Și nu poți să alergi, era așa, nu puteam să-l cânt, și zic, nu, hai să-l pun eu. Nu știu cine se încumete să cânte piesa asta, pentru că amprenta ta personală este atât de puternică, nu, pe tot ce faci. Știi, deci, nu, Alexandra, e mai simplu, sunt măsuri compuse, n-am dezobișnuit că asta ar fi muzica, pentru că se face pe calculator și ăla are 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E greu să știi că 8 se măsoară 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2 sau 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tot. Lasă, că rămâne pe emoție, nu mă lua 1, 2, 3, 4. Păi nu, eu spun de împărțire că știi toată lumea, bă, zice, dar cum o cânti? Băi, cânt-o ca și cum ai spune o poveste iubitei tale, ulterior copilului tău pe care l-ai cu iubita. Deci pun-o pe respirație normală, nu fiind măsuri compuse... Și intrând de multe ori cu oftat, adică ori înainte, ori după timpul tare, te încurcă. Nu, spune-o cum ar veni din suflet. Bun, deci asta a fost un tutorial, putem să-l decupăm, o punem și pe YouTube. Cum se cântă piesa 10, de Florin Chilian. Hai. Și acum, date fiind informațiile, ne luăm și încercăm și noi. Hai să vedem. Ia. Vai ce emoție. Da. 10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. 10 10 pictori se tot miră. 10 pictori se tot miră. Cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu de unde, nu știu. 10 vieți de-asta cu tine. Tot ar fi puține. Ai văzut că nu-i minunat, greu deloc. Minunat. Mersi frumos, băieți. Mulțumim. Nu e, de fapt, nu e niciun fel de presiune. Tremur. Trebuie să-l iei ca pe un firesc, știi? Ca pe respirație, că nu respiri. Știi? Nu mai poți să vorbești dacă respiri. Da, nu vorbeam neapărat de asta, că sunt suficient de mulți muzicieni și la noi, chiar din generația tânără. Te-am auzit vorbind despre faptul că aparent, e prea ușor să urcă pe scenă. O, mult dar sunt ușor. Oameni talentați și cu studii, poate vorbim și despre asta, pe cine admiri din generația nouă, deși ești destul de din păcate se copiază prost. Critic. Da, păi se copiază prost. Băi, se copiază unul la unul. Se cumpără, cum se cheamă alea, de teme. Se cumpără pe bune și după aia traduc și textele din engleză, care n-au nicio legătură cu viețile noastre, cu că e altă cultură, nu e americană, știi? Exact. Și cei mai mulți din noi au ajuns în America să vadă cum e pe acolo. O, dar tu ai fost și te invidez sincer, vom și de asta, că ai ajuns la Nashville, unde e pe wishlist-ul meu acolo. Da, cu Lori. Cu Lori ai fost la Nashville? Am reprezentat România la un Jack Daniel's Global Music Events. Ia uzi.
A fost genial, da. Știam că ai fost într-o... Fost să demonstrăm că dacii sunt încă la putere. Am crezut că a fost pe vacanță. Și nu, eu. Nu, nu. Da, pentru asta chiar te invidiez. N-am fost niciodată atât de bogat să-mi permit o vacanță în... Nu? În America. Te vezi? Păi, îmi spunea un prieten bun, îmi făcuse o socoteală că... Zice, băi, câte concerte ai pe trimestru? Zic, bă, nu știu. Zice, stai puțin, spun eu, 19, avea tot ce-i trebuie ca să știe asta, știi? Ce caritabile câte sunt? Zic, nu știu, că, îl spun eu, 16. Toți banii, eu am avut o dileală în cap că o să mor la 50 de ani și la 50 de ani m-am trezit în fundul gol, în mijlocul oamenilor, într-o piață și zic, băi, dar acum de ce mă apuc? A, deci tu așa ți-ai trăit viața până la 50 de ani, ca și cum atunci să termină și... Păi da, că zic eu cu nebunia mea și zic, băi, eu am mașină, am mașina de spălat, am unde să pun capul, nu-mi trebuie să... Asta a fost reperele, mașina, da, mașina și o pernă. Da. Păi iubii, na, știi, da. Se mai găsește. Dar întotdeauna au fost și sunt încă, din nefericire, pentru noi, oameni care aveau mai multă nevoie de banii aia decât mine. Și atunci, cu mare drag, doar că m-am trezit și am zis la vârsta senectuții că după anumită vreme trecerea anilor se cheamă etate. Bă, și eu de acum, de ce? Că uite, n-am murit, firea să fie. Și, na. Și cum ai întâmpinat chestia asta? Cu panică? Nu pare genul de om care se... Ba da, nu, că sunt, cred că sunt un bun actor, cred că de-aia am avut și o relație asta genială să te întreb, cu domnul Ștefan Iordache. Așa. Nu, mi-a fost, zic, bă, stai puțin, că ideea era că eu am fost foarte aproape de Cernobâl, la Firizul, cu un prieten, cu Loții, cu... la Baia Mare, era destul de aproape. După aia am aflat eu că norul radioactiv s-a dus în nordul Europei, de fapt. Și am zis, bă, ne-au lăsat aia 10 zile acolo, au venit, ne-au dezbrăcat și de chiloți, ne-au dat foc la toate hainele, ne-au îmbrăcat ca pe pinguini în niște combinezoane de plastic albe, ne-au băgat în gură iod și zic, a, păi până se înjumătăcește cesiu, 20-25 de ani, 14-15 ani, păi pe acolo ești. A, deci asta a fost calculul tău? Da, nu, a, eu sunt foarte aplicat. Nu știu, o ursitoare, visat într-o noapte, s-a întâmplat. Pare o tâmpițelă așa, dar sunt aplicat. A, da, pe foaie, cu liniuță, așa ți-a dat. Și m-a eliberat la creativitate una, pentru că, sincer să fiu, nu mi-a păsat niciodată ce crezi tu despre muzica mea, oricine-i fi tu. Și toată lumea zice, bă, nu mai e niciunul ca tine. Zic, bă, știi, asta e din nenorocire, pentru că dacă arta, să zicem, nu, înseamnă ceva, trebuie să fie profund personală. Și eu nu sunt ca tine, sub niciun aspect. Poate doar mergem la baie și facem în picioare. Dar în rest nu suntem deloc asemănători. Și atunci sunt trebuie nicio să fii... formă, da, da, păi, cu atât mai fii... mult în artă. Da, trebuie să fii tu. Și m-am mai eliberat la o presiune din aia. Mamă, trebuie să faci și tu acolo, ca să ai o pensie. Adică noi... nu trăim până la 70 de ani în curând, ca să trăim morți după 70 de ani încolo. Nu m-a interesat. Și am trăit fix cum lumea zice că ești foarte arogant. Exact, asta vreau să întreb. Cumva această... Vezi că tu tremuri aici, nu vrea să te cheame. A început să plângă când... Nu ți-a zis asta, lătrimi, că n-avea cum să spună. Așa mi-a zis că ai consumat 3 feturi. Mulțumesc, care era foarte drăguț. Deci că ai consumat 3 feturi de, din alea de șervețele. Da. Glumesc, evident. Relaxarea ta și faptul că ești extrem de sincer și asumat. Ba da. Mă pune pe foc. Asta te-a dus în... Asta e la graniță cu aroganța sau sunt două chestii diferite? Nu, tu cred că asta cum... Adică faptul că ai zis că pe tine nu te interesează părerea nimănui despre ce faci tu. Nu. Jur, atunci când ești tu... Te referi la critici, la colegii de brață sau la oricine? Când faci o piesă tu, îți jur că nu te interesează decât tu însăți. După aceea, dacă este mai gândești, dar ce o zice? Dar, pe bune, sunt câteva albume și zeci de volume la albume la care am renunțat pentru că mi se părea mie că seamănă cu altceva, că oricum te începe, sună în ureche. Și te influențează dacă nu ești chiar dobitoc. Dacă ești dobitoc, dar totul le copiezi. Și atunci mai erau niște colegi care se duceau în Anglia, nu erau încă CD-urile la modă, și veneau cu sacoșe din alea de, nu mă știu cum dracu se chemau, de cărau ăștia cărnați în ele, pline de casete. Și ce faci, bă, cu alea? Păi ce, nu scoatem și noi album la toamnă? Înțelegi? Păi și ce să... A, poate și de aici, că
bă, ori ești creativ, ori păcălești muzica. Uh-huh. Sunt mulți colegi care păcălesc muzica cu succes fulminant. Da, faptul nu vreau ăsta să am de-a face cu ei. Asta una. A doua, aroganță, da? Păi eu îmi fac singur cuvintele. Eu nu sunt poet. Poet e Fuego, Vasile Alexandrii, Bambi. Dar ne lași pe Nichita noi să zicem că ești poet? Nu, mamă, eu sunt textier, știu exact. Eu povestesc locurile de pe unde am fost, știi? Și 10, dacă stai să o traduci, e cu ghiși ciupercăcei la sfârșit, fiecare strofă, știi, un fel de rebus. Două stele paralele, stele lacrimi înodate și lumina de la ele, toate ghiși ciupercăcei, lumina ochilor. Văd că acum simți nevoia în timpul cântării să vii așa cu o notă da, subsol, da. Notă nu explicativă. Și mai sunt câteva, mai e o chestie, asta de-a colegilor, pe care nu-i condamn pentru asta, pentru că ei au senzația că... Bine, s-au scumpit și banii și când se scumpesc banii, iubii, ies caracterele la iveală, știi? Și se apucă să vorbească și probabil că, bă, cine, bă, ăla nu, dacă înțelegi... Dar nu numai asta, vreau să spun că există, uite, apropo de colegi, am mai auzit în breaslă că ești foarte temut pentru că știi foarte multă muzică și pentru că ai scris... Nu, habar n-am muzică, eu doar scriu... Păi ai făcut... Eu mi le scot din cap. Ești singurul care a făcut muzică pentru cele 10 porunci, care scrie polifonic, care a făcut... Nu, ai mai complicată dacă zici de preclasic. Chestiile astea nu prea le mai auzi în ziua de azi. Am descoperit de curând că străbunicul meu a fost George Enescu. O să fac o cerere să-mi dea ăștia palatul de pe vine. George Enescu, acel George Enescu. The motherfucker George Enescu. Ok. Că eu întrebam pe bunica mea, zic, băi, de unde știu eu atâta muzică, că eu nu știu muzică? Și mama unui văr al meu, care acum consăteam cu mine cum ar veni, mi-a făcut tarborele, zice, Florin, de acolo știi, eu trebuie să mă scot din cap. Am lucrat cu cineva, deci la preclasic am muncit 9 ani. Deci trebuie să fii tâmpit să muncești la un album 9 ani, mă, pe bune. În noi aștia 9 ani am mai fost cu 3 albume. Dar toată lumea mi-a spus că nu se poate. Nu există. Și în cele din urmă, după ce am reușit să-l fac, la dicteu, pentru că l-am făcut, am cerut ajutor de la o prietenă, zic, bă, trimite-mi și mie vârful de generație din ultimii 10 ani, care să fi făcut la conservator un instrument cu corzi și compoziție. Pentru că ea trebuia să știe relații armonice. Ai avut ajutor, dar tu nu ai studiat. Ai puțin. Și vine ăsta la mine și zic, bă, ce piesă ți-alegi? Uite, vreau să fac așa, da, zic, îți plătesc, nu mă pune-le pe note când trebuie să mă duc în altă parte și eu nu știu note. Sigur. Ce, dar lăsați că o fac eu acasă. Bă, și vine cu o prostie de baloane, știi cum se cheamă în muzică, poți să cânt și holograf, și manele, și folk, și, notele alea lungi. Mă dusei și să nu mi-e niciodată, dragoste, știi? Adică ies orice, zic, băi, preclasicul nu e așa, e o dantelă. În sfârșit, zice, domnul Chilandra, știți că... Nu, e bă Florine, că e, știi, aia, bă Florine, știi că vioara nu se cântă ca la chitară. Zic, dar de ce, mă? Zice, nu, vioara e un instrument care are un băț cu păr pe el. Nu vreau să spun exact cum i-am zis, bă, care ți-au stricat părinții și adolescenta și tinerețea, că te-ai însurat târziu, că nu știai cu fetele. Bă, netalontatule, dă pițicatul, ai auzit? Să cânte exact ca la chitară, numai că se ține ciudat. Da. Și s-a deschis căpățâna. Dar tot n-a reușit să o facă, după care zic, bă, ia-ți tu un caiet de muzică, ia-ți un creion, o gumă și ai la mine. Și l-am făcut la dicteu. Vioara 1, cântă, tema. Iar doi. Tu cântai din da, gură ce trebuie să cânt. Pititi, pa, pa, ta, ta. Zic, trece, că de-aia îmi trebuia să fi fost, știi, că ăștia știau foarte bine solfegiu. Trebuia să fi fost și la... și zic, pune valorile notelor. Ăsta e refren, ăsta e introducerea, ăsta e temă, strofă, nu știu ce zic. Am făcut câte 8 sau 16 măsuri din fiecare. Zic, bă, după ăsta e refrenul, ăsta e tema, ăsta e... Sunt strofele, le faci în formatul piesei. Pune-le și tu în Sibeliu și dă-i play. Bă, și m-a sunat pe la 4 noaptea, tremurând, plângând, cânta 10. El nu știa, că nu auzea, știi, n-avea. Dar când ne-a dat play, cânta cam ce s-a auzit cu colegii, numai că a făcut pe gvarte de cor. Și tu le-ai pe astea toate în cap? Știi să le decompui? Le-am avut, mi le-am scos. Le descompui și să le pui la loc? Da. Wow. A fost un și asta e în tine, greu. N-ai făcut. Lucram cu domnul Ștefan Elefteriu și... Știind la ce mănham, că dânsul mi-a spus, domnule, nu se poate, ce Florin, imaginează-ți un vapor și un avion, da?
transportă mărfuri și călători. El e foarte așa, profesor, știi, îl salut, mi-e tare drag. E top 5 mondial în master și producție muzicală, e român și din păcate, în afară de mine, eu, cum să spun, profit de el. În afară de mine, nu prea se înghesuie lumea să lucreze cu dânsul și crede-mă că nu înțeleg de ce. E genial omul și zice, nu poți să le schimbi, cum să spun, natura în care funcționează. Nu poți să faci un avion să plutească și zic, bă, poți mai nou. Se cheamă hidro. Hai mă, lasă că știi tu. Și nu poți să faci un vapor să zboare. Bă. Și când m-am dus și am dat, până la urmă am terminat cu băiatul acela demo-ul de la 10 și am zis, ascultă și tu când ai timp. Și zice, bă, dar cum cânti cu vocea aici? Aceeași întrebare am avut-o din partea doamnei patroana de la fabrica de unde am presat albumele în Germania, am făcut albumul ăsta alături de Institutul Cultural Român și le rămân veșnic recunoscători oamenilor care m-au ajutat. Cum să spun, domnul Ștefan Elefteriu, știind cât e, pe mine mă salvează faptul că nu știu muzică una peste alta, știi? Pentru că dânsul zice, hai să ne împrietenim puțin cu piesele, le facem în jur de 70-80%, mă trag de două ori cu vocea și am plecat, restul scrie dânsul după aceea. Dar fiind quartet, vocea fiind la cincea, devenind quintet în quartet, eu am ținut foarte mult să stea în picioare singur ca și quartet albumul ăsta, termin imediat. Zice, hai să ne împrietenim. Băi, și ne-am dus în studio și la un moment dat se întoarce dânsul și zice, Florin, am tras jumătate de album. Ce, cum faci? Zic, bă, știi pozele alea cu calea lactee și cu... Da, sunt un fel de licurici în fundul curții față de ce e în creierii mei. Wow. Mă sună doamna care era proprietara în urma unui concurs de împrejurări. Toată lumea vrea să vorbească cu mine de la fabrica din Germania și eu trebuia să dau... domnul Ștefan Elefteriu, care se ocupa mă, normal, avea o problemă de sănătate și eu trebuia să-i dau toate alea tehnice la care eu nu mă pricep. Zic, doamne, eu mă pricep la muzică. Zic, nu, eu știu că nu e o comandă urieșească, dar chiar să n-am și eu un om care să mă ia de la poarta fabricii până la, în cutie. Zice, o secundă, o să vă sune cineva din partea noastră și mă sună proprietarul. Zice, domnul Chilian, îmi cer iertare. Eu sunt, toată lumea vrea să vorbească, să se convingă că existați, că așa ceva, ce nici măcar Mozart n-a reușit să pună voce, muzică de cameră, în preclasic. Zic că e foarte greu, sunt numai contrapuncții. Unde a scris vocea? Și zic, ca să... Deci, cred că încep să sun, să semăn cu Brenciu. Vorbesc mult, așa? Mie mi se pare fascinant, e adevărat, că pentru cei de acasă... Zic, în polifonie. Așa. Sus. Că aici nu poți să o scrii, pentru că sunt atât de multe relațiile și de ciudate, oricum se cântă în falset la un moment dat, în quartet de preclasic, că n-ai cum să rezolvi lucrurile, că nu poți să o scrii aici. Că automat intri în fals cu una dintre instrumente, știi, care sunt patru instrumente solist. Mm-hmm. Atunci o scrii în polifonie și aia e gata, nu mai vorbesc. S-a rezolvat. Iartă-mă. Nu e nicio problemă. Eu, adică eram curioasă... Furioasă, ai zis? Nu, furioasă nu sunt încă. Dar e loc, pentru că sunt atâtea emoții în piesele tale că e loc să iasă... De furie? Să ies furiile la suprafață? Cine știe, da. Nu știu. Problem. Eram curioasă în lungul ăsta drum din Sălăjan cu bicicleta, apoi până la polifonie și licuricii din fundul curții. Da. Cum s-au întâmplat toate, dar rămânem pe 10. Se știe, ai mai spus, te-am mai întrebat cineva despre muza piesei 10, că acolo... Băi, era o muză din Brăila care a plecat la studii în Japonia. Așa. Făcea studii aprofundate de psihologie. Ea știe că este muza acestei piese? Cred că plecase când am făcut eu piesa. Oricum, era un interludiu cu dansurile la bară. Sunt un om slab. Știi cum e? Te iubește un artist, iubita te face nemuritoare. Exact. Devine nemuritoare, știi? Și, dar când te cunoaște de aici și de la o stare de angoasă cumplită și de la nervi și de la frustrări și de la... Bref, îmi închiriase în casa... Stau undeva pe lângă Piața Unirii și o închiriasem ca să strâng bani pentru primul album. Și am stat pe la prieteni, pe la... Ai închiriat casa ta? A, și tu stai la prieteni? Am o garsonieră, înțeles că nu trebuiau bani. Și
m-au gonit ăia, în sfârșit, whatever. La un moment dat a venit iarna, eu dormeam în Părculeț, unde e casa asta, în Trabant, că... Și a venit un prieten, wow. Mihai, pianistul de la Parlament, și zice, băi, țigane, cum vorbim, țigane, cum dormi în mașină, că te trezești mort, că a venit iarna, ai la mine. El stătea la rândul lui, săracu, într-o garsonieră, cu Iubi. Zic, băi, ești cu Iubi acolo, ce fac, îmi dai bani să mă duc la film când aveți de discutat? Îți dăm și nu mai vină încoace. În sfârșit, în perioada aia făceam un rebus din ăla cu surpriză, de la greu. Și mai aveam câteva cuvinte și îl închideam. Mihaela s-a dus la serviciu, ne-a lăsat țigări, cafea, când noi eram artiști, ne trezeam mai târziu. Eu m-am trezit înaintea lui Mihai și m-am apucat de rebus cu cafea, cu țigara, în bucătărie. Băi, s-a trezit ăsta, mi-a luat rebus și s-a dus în WC-ul. Unde și, până și regii merg pe jos. Și am avut o milionime de secundă în care, știi, cei trei purceluși aveau ușă veciola dacă sufla în ea, că de-a blocul nu se ducea naiba ușa. Și în secundă zic, băi, știi ce înseamnă căpățâna acum poate... De atunci am început să fiu foarte, foarte atent la ce îmi spune inima, era să zic, dar seamănă cu un cântec al contemporanilor. Da. La ce îmi spune pe care am mai pomenit. Da. Și m-am... Am zis, băi, până termin tu, eu îmi fac propriul meu rebus. Și așa am făcut rebusul. Cântecul ăsta inițial se chema rebus, după ce i-am spus. 10? Da. Wow! Pentru că toate, 7 zâne, toate bune. Zilele săptămânii. Extraordinar, înțeleg. Da. Și noi, fetele, știi că ascultăm și reținem 10 vești. Da, 4 prins cu 3 castele. Nu, întotdeauna rămâne un fraier care vrea și el, dar nu mai e loc. Că sunteți fete, nu știu, știți. Fetele de ziua de azi, mă, pe asta. Eu eram la 10 vezi de a sta cu tine, tot ar fi puțin. Asta acolo pe mine mă interesează. Acolo mă interesează. Pe voi vă interesează chinul, să ne chinem. Exact. Cât mai zice, mult. Și am zis, acolo e punctul de plecare. Și ia uite, de fapt, da. Purcelușii, casa din paie, alte probleme. Da, piticii din poveste, piticii. Nebuniile mele sunt toate pentru tine, adică... Deși, ca declarație de dragoste, atât de frumoasă mi se pare de departe. E tot al meu, evident. Să-i spune femei că e frumoasă ca o rugăciune. Wow. Înțelegi. Da? Și mai zici că nu ești poet. Nu sunt poet, mamă. Of, vrei să ne povestesc. Certăm? Dacă tot ne vedem aici pe lejer prima dată și vrei să ne certăm. Asta nu te-a contrazis nimeni. Asta suna promisiune prima dată. Alina, ce? Păi mie mi se pare că ai foarte multe povești. Nu aș vrea să te întrerup, nici să mergem pe un fir. Dar nici eu nu vreau să vorbesc ca tâmpitul cu, ca bine, televizorul, atunci, știi? Închinăm pentru faptul că ai venit aici la noi și stai pe această canapea și mi-ai cântat una dintre cele mai frumoase piese. Mulțumesc frumos. Românești și numai. Și colegii de scenă cu ocazia. Lasă telefonul, lasă-o pe Iubi să facă ciorbă. Iubi. Nu, acum nu mai știu dacă e pe ciorbă, că... S-a mâncat. Mai sunt și alte probleme. Noi, hai să mergem mai departe cu muzică. Atunci o să tac eu... Semnificativ. Semnificativ. O să tac adânc. În timp ce tu cânti, chiar dacă. N-ai gusturi rele la muzică, să știi, Alexandra. Hai, nu mă lăudam pe mine, de fapt, înțelegi? Chiar dacă nu mai vezi în mine, chiar dacă nu mai simți venind, chiar dacă nu înțelegi cum s-a întâmplat, chiar dacă nu mai poți chema, chiar dacă nu mai poți suna, chiar dacă doar amintirile au rămas de atunci cu voi. Este profund uman, știi? Nici o invenție, nici o poezie. E viața. Chiar dacă nu-i mai poți vorbi, chiar dacă nu poți întâlni, chiar dacă toată lumea e între voi, chiar dacă viața v-a speriat, chiar dacă știi, el n-a uitat și telefonul
ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, cât te-ai iubit de mult. Hai, puneți-vă de acord. Ce mult te-ai iubit. Mersi. Ce mult te-ai iubit. Ce mult te-ai iubit. Cât te-ai iubit de mult. Chiar dacă nu te vede, chiar dacă, chiar dacă nu mai crede, chiar dacă, chiar dacă nu mai știe unde ești, chiar dacă o mai vezi trecând, chiar dacă la braț cu soțul ei mergând, chiar dacă din când în când privește înapoi. Am văzut asta, imaginea. Ce mult te-ai iubit. Ce mult te-ai iubit. Ce mult te-ai iubit. Te-ai iubit de mult. Tu. Ce mult te-ai iubit. Te-ai iubit. Ce mult te-ai iubit. Te-ai iubit. Ce mult te-ai iubit. Cât te-ai iubit de mult. Ce mult te-ai iubit. Ce mult te-ai iubit. Ce mult te-ai iubit. Cât te-ai iubit de mult. Ce mult te-ai iubit. Ce mult te-ai iubit. Cât te-ai iubit de mult. Cât te-ai iubit de mult. Asta e farmecul live-ului, știi că nu e niciodată o înregistrare fără emoție, fără respirație, cum e cea de studio. Exact. Să vă spun puțin ce s-a întâmplat înainte. Am greșit eu la un moment dat la 10 și ne-am oprit. Zic, nu, hai să nu mai ne oprim, să nu ne mai oprim, pardon, și să mergem în continuare, pentru că asta e. Și eu zic la fel. Și cumva de asta și aici ne adunăm și nu știm exact ce o să iasă. Ce o să iasă când? Dacă o să iasă. Da. Ține foarte mult de dragul de a cânta și de a ne găsi cumva energiile unul cu altul și mergem înainte până la capăt, unii vedem. Unii cu alții, da. Avem band. De obicei iese. Yes, da, ești un om norocos ca și prietenii de instrumentiști care... E adevărat, sunt foarte tare. E adevărat că muzica îți deschide mintea și sufletul într-un alt fel, dacă nu ești chiar tâmpit. Lucru valabil pentru mulți dintre colegii noștri, dar... Unii dintre noi suntem norocoși și atunci e mai bine să te bucuri de prezența celuilalt decât să păcălești muzica cu nasul pe sus fiind. S-a întâmplat să ai conflicte? În... Oh, da. Adică, nu știu, chiar la cântări, să strice starea cineva? Să... Da, da, da. Mai mult din cauza sunetișilor sau mai mult din cauza colegilor? Păi, nu. Eu am intrat în muzică fiind tehnic la Valeriu Sterian și Compania de Sunet pe la 13-14 ani. Cărător de scule, sunetist, whatever. Și o regulă, și o spun de fiecare dată la concerte, că nimeni nu-i bagă în seamă pe sunetiști, pe băieții, dar ia filmează. Dacă iese bine, întâmplarea este exclusiv, e o lege, este exclusiv meritul artistului. Dacă iese rău, e exclusiv din vina sunetistului. Eu, fiind la sunet, când mulțumim eram foarte mult, copil, Tudor, știu e bine. Regula asta. E bine, e bine. Și atunci, nu, dar ei știu și mă, cum să spun, evită de colegi vorbind, că bă, nu poți să te iau în seamă dacă tu păcălești muzica, dacă tu copiezi, dacă tu furi de la alții, dacă tu, de acord cu tine că îți dorești o viață mai ușoară, ești prințul, băutura gratis, gagiși mișto, au făcut școala căderii, se împiedică ușor. Nu despre asta vorbim, bă, dar măcar nu te mai umfla, știi, adică dai și tu pe, cum se zice în Ardeal, pe tău. Știi? Care e cea mai mare nedreptate muzicală care crezi că ți s-a făcut? Nu, dacă a existat că, așa ceva? Nu cred că există cea mai mare. Cred că urmează să se întâmple. Aolo, pui ceva la cale? Nu, nu, nu. Dar asta e viața. Nu. Mm. Restul, toate lucrurile, toate întâmplările au fost din viață ca viață. Adică la 10-4 ani de zile n-a vrut nimeni să o difuzeze.
cu o încrâncenare demnă de o cauză mai bună. Adică, deci nu te crezi, bă, Bach, ce voce și pian, trebuie să o punem tobe, trebuie să o punem contrabas, trebuie să o punem viol. Nu, bă, așa aud eu muzica asta, doar așa. E dar o minune ce s-a întâmplat. Crezi că ești în locul în care trebuie să fii? Merit, asta vrei să mă întreb, nu? Da, cumva. Băi, adică având în vedere că la tine lucrurile nu s-au întâmplat cu planuri din astea cincinale, sau a fost spontan, ai venit sau ai ajuns, cum zici tu, ai ajuns la timp la întâmplările care erau croite pentru tine. Urmeau să-mi definească viața, da. Păi îți dai seama, la un moment dat eram multiplu campion de ciclism. Am auzit pe asta pe la ce vârstă? Până în 14-15 ani, am auzit pe domnul Doru Stănculescu cântând într-un concert al lui Valeriu Sterian. Eu a doua zi m-am dus și mi-am depus echipamentul. Eu vreau muzică. Păi Florinez, nu, știi, ai chitară? Nu. Știi cum se cântă? Nu. Știi cum se ține chitară? Nu. Dar eu vreau muzică. Adică trebuie să n-ai chiar toți boii pe casă să poți să iei decizii din astea de... Păi stai, și între ciclism și călatul de scule și pus mâna am avut pe noroc chitară, că când sau când ai... Era un coleg de clasă al cărui frate, Bebe, Țăranu, cum îi se duce, îi spune, îi se spune. Nu, îi se spunea că-s mai puțin deja, din păcate, cei care îi spunea. Era tehnic la Vali și atunci prin el, domnul Vali Sterian, nu aveți nevoie să vă ajute niște puștani să cărați astea. Ne dădea și nouă 25 de lei, 50 de lei, erau bani. Și am reușit să-mi termin și eu liceul la zi. Și tu atunci știai să cânti la chitară? Începusem să învăț, dar Vali n-a știut vreo 4-5 ani, că mi-era rușine. Cum să zic eu, Valeriu Sterian, că eu când l-ai du-te, bă, de aici cu amintiri, cu Haiduș, cu succesul pe care l-avea. Ție plăcându-ți ca artist? Că știu că te-a marcat Doru Stănculescu, dar... Am crescut alături de el și să fi vrut și să nu putea trece fără să lase o amprentă asupra ta, nu? Și la un moment dat m-a surprins că i-a acordat în chitara. Primul meu concert a fost pe chitara, la universitate, pe chitara domnului... Ciocu îi spuneam noi, Mircea Vintilă. Vintilă, cum să nu? Ciocule, îi dai chitară la copilul, că așa a rămas, știi? Îi dai chitară la copilul să cânte în seara asta la noi. Da, cum să nu? Și un bun om. Da, deci un om absolut fabulos, mi-e drag tare. Dar vorbeam de nedreptățile din muzică, dar nedreptățile vieții, pentru că eu am fost foarte surprinsă când ți-am luat povestea, n-aș fi știut. În primul rând... Stai-mă puțin, că pot să consider, iartă-mă, că este o nedreptate, dacă tu ai fi avut un plan sau dacă erai pus pe o altă șină, nu, și trebuia, bă, trebuie să ajungi acolo, dar dacă mie mi s-au întâmplat astea și n-am fost... Când copil fiind, tu și din copilăria ta ți-aduce aminte, cuvânt de bază, foamea. Foamea, da. Cum te marchează asta? Păi, câți ani de terapie faci? Două luni, pentru... că n-am nicio treabă. Păi, jur, m-a ajutat asta, am slăbit 20 de chile, că acum eram, mai trebuia o canapea din asta. Dar unde s-au revărsat acele... Nicăieri. Frustrări, până la urmă? Nu eram, eram prea mic. Nu te-a înrăit viața? Nu. Nu. M-am făcut să apreciez și mai mult creativitatea, oamenii de cuvânt, verticalitatea, pentru că n-aveai altceva la tine decât cuvântul tău să ajungi, dacă te lăsa cineva, nu știu, oriunde pe pământul ăsta. Știi? Și trebuia să ajungi acasă, să spunem, oriunde ar fi fost acasă, n-aveai decât cuvântul. Știi? Și atunci am învățat să apreciez asta, poate de aici și de aici chestia aia cu... Consideră foarte mulți că sunt superior și cu nasul pe sus sau cum arogant. Da. Păi, băi, eu știu ce a însemnat, uite ce mâine am, de la studiu, de la chitară. N-am furat muzica, n-am păcălit-o. Am stat un cântec, mi-a trebuit 15 ani să-l termin. M-a costat 15 ani să-l termin, adică chiar munceam la ele. Tu vii, cânti o, muzică de acum 100 de ani sau corăcântă ăștia pe la munte și nu suntem egali. Nu te mai umfla. Că n-avem cum. Diferența o face socialul, care este orientat spre prăpastie, puțin spus, dar asta e de vreo 30 de ani. Am prins ultimul tren care se duce în prăpastie. Că mă tem foarte mult pentru copii, pentru cei ce vin din urmă, pentru că... Cu legea asta trecută, care a ajuns la noi deja în Senat, cu orașele de 15 minute, cred că oamenii nu-și dau seama ce înseamnă aia. Deci o să locuim într-un fel de pușcării la noi acasă, unde nu o să ai voie să ieși din spațiul ăla de 15 minute, decât cu voie de la comandire. O să fie ciudat.
Mai bine ne întoarcem în timp, că da, asta chiar că sunt ciudat. Da, că asta ocolim, nu? Că ocolim și da, nu înfruntăm da, la nivel de curajul și viitorul. Da, la nivel de umanitate te distruge, zici, bă, dar la ce bună renașterea, iluminismul. Că evul mediu întunecat al Europei, știm la ce bun a fost, care se perpetuează în unele locuri de inchiziție, vorbim. Dar să vezi genul ăla de orizont, care intră și la noi, suntem prima țară din Europa care, în sfârșit, ne întoarcem la Bucureștiul copilăriei tale. A, chiar, bucureștean fiind și... Da, cred că sunt singurul bucureștean pe care să-l cunoști în viața ta. Asta zic, care este că toți, bă, bucureștenii sunt niște nesimțiți și niște jigodi, zic, băi, aici în satul unde ești al nimănui, au venit toți ăștia de peste tot, unde o omoară și pe măsă și pe tasul ca să ajungă o mare să întoarcă acasă de la București. Dar ăla nu e din București. Bucureștinii sunt foarte puțini și nu cred că ai intrat vreodată într-un conflict cu unul dintre noi, să zicem. Că n-ai, care este locul tău preferat din București? Cum? Care este locul tău preferat din București? N-am. N-ai? Un loc? Nu, nu. Care te face, nostalgic. Nu chiar mândru, dar să fii fericit că locuiești în orașul ăsta. Uite, mie îmi place București, eu sunt de la Onești, dar iubesc București. Și stau... Vezi, dacă nu ți-a plăcut gimnastica? Nu mi-a plăcut gimnastica, dar da, aș fi vrut, dar mi-a zis că am picioarele prea groase pentru gimnastică și atunci am dat-o pe muzică. Nu. Și stau, culmea, într-o zonă în care tu ai copilărit, în Sălăjan. Acum aștept să mă mut, de fapt, înapoi. Acum stau la mama la munci, că apartamentul meu e în amenajare. Am stat foarte mult undeva în dosul Mării. Foarte puțin știu unde e fost, unde e actualul Târg Vitan. Înainte erau alea cu serele bulgarilor pe acolo, unde l-am pușcat Ceaușescu pe ăla, după care s-a făcut Bahus. Am uitat cum îl cheamă, Constantinescu sau mai știu. Da, știu despre cine vorbim. Erau povești, erau... Dar poveștile tale de familie, o copilărie grea totuși. Știi că tu a plecat... Știi nebunia asta, apropo de faza asta cu noastră? Bă, nu sunt monden, vorbeam și cu Alina cu producătoarea. La mine nu ai ce să inventezi. Dacă e te duci după un bar sau altul, dar nu mă găsești, că nu fac tâmpenii. Stau dringhi-dringhi cu chitara, mai ies la un șpriț cu cap de scară, cu crocodilul, la cap de ștecher. Cine te-a învățat pe tine să fii om? Dacă ai tăi nu s-au ocupat de asta. Stai că tu a plecat? Cărțile. Și cine ți-a spus cărțile că e bine să citești? Și de unde ai știut tu că e bine să citești? Biblioteci, când colegii tăi de joacă erau prin tot felul de locuri dubioase. Aici a fost un instinct, m-am întâlnit. Am făcut școala la 112. În Sălăjean, acolo, pe la cimitir. Și m-am întâlnit, acum cred că sunt 10 ani, sper să fie în regulă să mai trăiască doamna bibliotecare, care am spus, domnul Chilian, Florinel, cum spunea când era acolo, e singurul om care a citit toată biblioteca. Am citit până și alea care te învățau cum să curesc baia. Știi că erau și cărți din alea cu gospodărie și nu știu ce. După care n-aveam buletin și am fost la doamnele de la BCS, la Biblioteca Centrală Universitară, unde mă rugam de dânsele să... N-aveam voie să intru acolo, pentru că erau manuscrise, nu era ca acum pe internet totul. Și neavând buletin, m-au chemat până la urmă săracele, le mulțumesc din suflet. Mi-au permis cu certificatul de naștere să-mi facă de acces și de acolo, unde am citit jurnalistica lui Eminescu, pentru că a fost un uriaș jurnalist, am scris a șaptea poruncă, sau a noua, nu mai știu, să nu minți. Termopane. Exact. Dar asta nu era lectura obligatorie. Să nu spui că aveai note mici la școală, citeam, totuși. Deși... Nu cred că aveam. Întotdeauna aveam grijă să fiu ușor, pe că orgoliu am avut tot timpul, să fiu ușor, să nu fiu chiar ăla de 5. 6, 7, 5 doar în maxim. Dar tu citeai o grămadă, dar cu totul în altă direcție. Erau, jucăriile mele, pentru că era lumea mea de refugiu. Știi? Exact. Cartea te... Exact. Îți deschidea, cum să spun, imaginația. Și atunci eu nu mai eram în condițiile alea în care eram. La Milogu, cum îi spunea, că s-a scris și o carte legată de canalul unde am stat pe la Olimpia, pe acolo. Viața începe la Milogu, aveam acolo aia, lumină, pături, saltele, că nu puteai să-ți dormi peste alea de la Cet Sud Vitan, care încălzeau. Deci te prăjeai dacă te puneai direct pe conductele alea. Cet Sud, asta văd de pe geam acum. De la mine, din apartament, da. Înseamnă că vezi... Ți-am zis că sunt în zonă și eram curioasă cum arăta și... atunci. Așa am simțit, a fost refugiul meu. Am citit biblioteci întregi la propriu,
fără niciun fel de exagerare. Și cea mai... Asta și sportul, pentru că mie mi-a plăcut bicicleta ca obiect. Ți-ai exersat și mintea și sportul, da, clar, da. Apropiul meu salvat. Disciplină și echipă, energie bună. Și pentru că dacă e să ajungi undeva, nu poți face de unul singur. Întotdeauna ai nevoie de o echipă. Uite, cum este domnul Ștefan Elefteriu. Uite prezența mea aici alături de zi. N-ar fi existat dacă eram eu singur și nu erau oameni. Cum nici tu n-ai fi fost dacă nu erau, știi? Asta se înțelege greu, că totuși trebuie să faci o reverență față de eforturile celorlalți, de dragul lor de a fi... Că unii vin, na, ca la serviciu, dar asta când e cu muzica, cred că ne cam ferește de, știi, de spaima asta. Da, și de rutină și de lipsă de entuziasm. Da, da. Dacă să încheiem etapa asta, o figură luminoasă așa care se desprinde din toate greutățile. Bunica mea, care nu era bunic. Nu era bunicul tău, nu, adevărat. Era un machidon bătrân care ținea pe bunica mea. Nu erau căsătoriți. Dar pe bunicul nu l-ai prins? Nu. Păi cred că bunica mea nu știe cine. Maica mea nu știa cine e taicăsul, de fapt. Era o familie de aia dementă. Altfel, din partea lui taică, mi-a zis Enescu, bunicul. Un machidon bătrân care... I-am furat o tricicletă, știi? Uh-huh. Deci nu puteam, eram cam atâta de înalt și tricicleta era puțin mai înaltă ca mine. Deci nu puteam să mă urc pe ea. Și am furat-o și am dus-o acasă, știi? Deci, de mic eram, hai să zicem, cu spirit de întreprinzător, de independent, pardon. Și mi-a plăcut, băi, și a venit tatăl fetiței, că era cu dalea, cu vălănașe pe la ghidoane, știi? Și a dat bunică-miu, nu m-a certat. De ce ai luat-o? Exact. Pentru că îmi place. Ah. Atunci cu o brișcă, era doctor cu cuțitul. Nu l-aș fi văzut bine pe la care se certa cu el. S-a apucat și din lemn, cu brișca, mi-a făcut o trotinetă. Ce frumos. Din lemn. Bine, nu avea lanț, dar împingeam pe picioare și... Da. Dar a fost singurul lucru pe care... E singura familie care ți-a plăcut și... Singurul om, familia mea, știi, amintirile mele, bunicul, care, știi, la un moment dat s-a prăpădit și toată lumea uita unde e îngropat. A uitat. Eu am fost singurul care am știut. Și am zis, uite aici. Și eram foarte mic, cred că aveam 5 ani sau 6 când s-a prăpădit. Dar am experiență de viață de la vârsta de la care cei mai mulți n-au amintiri. Exact. Atunci... Dar cu ai făcut pace? I-ai iertat? Ai închis capitole? Da. Ai rezolvat? Da. S-au prăpădit amândoi și sora mea tot zice, băi, dacă nu vii, Florin, uite că nu se ducă, se chine, nu știu. Taică mi-a fost primul și îți dai seama că e totuși straniu, l-am văzut vreo 3-4 ori, bine, taică, nu e ok. Zic, m-am dus și după aceea s-a prăpădit. Deci, uite, dacă nu veneai tu, zic, da, și acum joacă o chiliane pe asta, că din cauza ta a murit. Că dacă nu te duceai tu, poate mai treia, poate nu știu. Am luat un popă, l-am dus. Zic, păi, n-am nicio treabă, uite ce bine am ieșit, poate dacă voi rămâneați împreună, familie, ca lumea, ieșeam vreun tâmpit, că sunt atâtea exemple, știi? De la de bani, gata, de o familie care nu cade decât în picioare, indiferent de contextul orânduirii sociale. Și după care la maică mă la fel. M-a sunat Mihaela, sora mea, și zice, Florin, uite așa, așa. Trebuie să vii, plângea. Zic, unde ești? Pe o bancă, nu știu unde. Zic, așteaptă-mă, m-am urcat în mașină. M-am dus. Uite, Mihaela e ok, cu familie frumoasă, eu sunt ok. N-ai de ce, nu, că am greșit. Că zic, asta e... Zic, dar n-ai de ce, că am ajuns foarte bine. I-am spus același lucru pe care i-am spus tatălui meu. Zic, bă, dacă rămâneți împreună, cine știe ce tâmpiți ieșeam și eu și sora mea, știi? Că, na, cu personalități, știi, dacă sunt pietre foarte dure, ori ies cântei, ori una se face brânză, ori... Cred că ajungeam de tramvai. Și acum ai capacitatea asta să vezi partea bună într-un context care pare atât de profund dureros sau greșit? Mamă, îți mai spun o dată, n-am niciun merit. N-am fost pus să aleg între două realități. Era un drum unde a trebuit să mă descurc cu încă 100.000 de copii, dacă nu mai mult. Acum 2 sau 3 luni s-a prăpădit Sile, un prieten cu care eu am copilărit, cu care știam în București unde se duc în Floreț prima dată, zarzele, unde se fac, să avem ce mânca. Să ne înțelegem, am fost cu el la furat, furam lapte și pâine, că înainte să lăsa laptele la astea, la uși. Și s-a prăpădit, e și un cântec, lasă frate Sile, la arătăm noi vile paralele, că noi ne propusesem de mici copii să fim. Și s-a prăpădit de curând.
de, cum să spun, cu ei am trăit, a trăit să... La un moment dat eu am făcut stânga. Dar până să faci erai doamne, cu doamne, ei... a fusese la un șpris cu Sfântul Petre. Deci, ai bă, și ăsta cine? Aoleu, e urât copil. Că de-aia a zis taică-miu că s-a divorțat de maică-mea. Că era urât. Sunt urât și că nu sta lui. Și știi? De-aia, tata și-a făcut armata și apoi n-a mai stat. A făcut armata la teren, la termen redus ca studenții. L-am găsit plecat. Adică 9 luni cât e sarcina, eu am ieșit bine, bă. Și... A, de ce ai citit terapia ta? Tu ai scris. Da. Ai scris. Da. Păi asta ți-am spus, că nu e decât viață. Dar până să fi fost și ciclismul și muzica, tu copil fiind, când te gândeai că o să fii o mare, ce-ți doreai? Cum te vedeai? Eu da, să nu, fac asta. Nu, aveam orizonturi din astea, că era de pe zi pe alta, eu ce mănânc. A. Era mai simplu, adică ziua de, cum să spun, viitorul meu se termina cu zile, când, bă, hai să mâncăm ceva, fantastic, ce facem, unde... Lupta pentru... N-aveam... Pâine. Vreau să mă fac astronaut. Du-te, bă, de aici, nici vorbă, ce astronaut. Noi căutam porumb fiert, îl arunca oia că se întărea de pe la geamurile din bucătărie, căutam porumb fiert și îl mâncam. La un moment dat îmi spunea domnul Iordache, zice, bă, trebuie să vii la mine la teatru. Și zic, nu. Cum nu? De ce? Zic, pentru că nu pot să vă înghistesc ca botini. Cum adică? Păi bă, sunteți farsori, voi nu zic, detest, cum să spun, tagma asta a voastră de actori. Păi de ce? Doamna Mihaela Tonița, soție, era în bucătărie. Lasă copilul să vorbească, zic Florin. Zic, băi, a venit un om care v-a revigorat pentru decenii fenomenul teatral din România. Și voi, ca niște gândaci la, de bucătărie, l-ați zgonit și mai ați mai spus că a furat și scaunul de director. Cum, nu e adevărat? Despre cine e vorba? De domnul Andrei Șerban. La un moment dat, în 90 sau imediat, fenomenul teatral în România era praf. E, a venit domnul... Și acum se trăiește din urma experiențelor de atunci. Și zice, dar nu e adevărat că eu nu l-am gonit. Zic, ei, lua cumva apărarea? Îți dau cuvântul meu de onoare că a lăsat privirea în jos și a spus nu. Și Mihai a zice, copilul are dreptate. Ai tăcut, ai fost complice. Și dar zice, nici eu nu vin la concertele tale. Și zic, ok, nu veni. Zice, dar vii la mine să încânți? Zic, vin cu drag. Ce vai. Și la un moment dat am fost cu... avea un holograf, un concert. Ceva gen Nuba era atunci, uh-huh, foarte sus. Și am fost cu domnul Marius Bațu. Și ne-am bătat ca niște servitoare acolo. Am stat până dimineață cu... Și a doua zi mă sună domnul Iordache, Florin, ziceai că vii, băi, deci eram atât de macmur că nu vedeam, am chemat o prietenă, trebuie să conduci mașina, că eu nu văd. Am luat chitara, am pitit-o în portbagaj și m-a găsit și zice, băi, dar chitara unde e? Zic, e în portbagaj, știi că mi-ai promis că cânti. Da, și am luat chitara, am început să cânt, îți jur, deci, așa concert ca ăla, n-am avut niciodată, atât de bine a sunat. Și zic, băi, dacă domnul Ștefan a ieșit atât de bine fără să fac vocalize, fără să mincă, zic eu vocea, de asta am spus că sunt nesimțit. Nu fac, mi se încălzește vocea pe măsură ce când, din ce când aia sună mai bine. Perfect, mie nu mi-ai promis, dar uite, te rog eu să mai încânti ceva. Ce vrei să cântăm? A, cântăm... Nevastă. Da, o piesă dedicată doamnelor. Nu, dar ce, nici nu simt nevoia. Păi nu, dar piesa asta totuși... Păi, na... E din experiență, să zic, experiență de viață. Iubie pentru că nu știu numele. Nevastă mea, mă vrea dentist. Ușor prostuț. Da, dar optimist, nevastă mea. Dulce caracter, nevasta, nevasta mea. Tot ce nu sunt eu, ea vrea. Cam viață. Nevasta mea, mă vrea golan. De fițe comerțan, nevastă mea, mă vrea artist, mai așezată puțin, cu
cu ochii mari și zâmbet trist. Nevasta, nevasta mea, tot ce nu sunt eu, ea vrea ca în viață. Nevasta mea mă vrea sportiv, tare în mușchi, dar emotiv. Nevastă mea mă vrea un dur cu interlopii prin prejur. Nevastă, nevastă mea, tot ce nu sunt eu, ea vrea. Mă bușește pe mine. Nevastă mea mă vrea vedetă, țoală de firmă, etichetă. Nevastă mea mă vrea fierbită, ea mă visează preș, 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 cu-n tachinte. Ce nu sunt eu, ea tu vrea. Încă o dată. Da, subscriu. Refrenul. Nevastă, nevastă mea, tot ce nu sunt eu, ea vrea. Ai hotărât? Vrea. Mulțumesc frumos. Da. Păi nu? Păi cum? Nu știi cum se cum întâmplă? Cum ești vedetă? Stai un pic că mi-am sărit la valiera de emoție. E de bine. Sar hainele de pe iubic. Toată lumea. Adevărul e că la piesa asta numai doamnele se bucură. Să le vezi cum chicotezi, de genial. Să vezi niște electrici și disperați lângă ele. Da. Nu, sunt... Asta e, e piesa mai nouă? Da, e mai nouă, de pe Plânsul Rusu. Au descoperit cercetătorii britanici, în urma unor studii aprofundate, că femeia are asupra soțului, bărbatului, în general, efectul de ceapă. Adică cu cât își dai un maieuț, un plovăraș jos, e ca la ceapă când îi dai alea, de te bușește plânsul, știi? Așa. De bucurie, de te ustură ochii, poate îți mai ieși una peste bot. Dar cam asta, uite, tu ești ceapa vieții mele, s-au scumpit banii femeie. Mm-hmm. Eu te iubesc nespus. De când ai scris piesa, e o declarație care a funcționat în sensul tău? Da, da? Măcar la ea, cum să spun, la alții, nu la mobilați ochii la mansardă care poate să facă haz de necaz. Că, da. Știi cum e, stai 30 de ani lângă o femeie când se dezbracă, de-aia fugă ăștia cu secretarele de 18 ani. Îi bușește și nu mai văd să conducă, știi, din cauza lăcrimilor, că se gândă, mă duc la nevastă, mi-ai dezbracă aia, mă bușește plânsul. E ca la ceapă. Ce faci? Mă duc acasă să plâng. Ce faci? Mă apuc să curăț ceapă. Am să fac o sală. O sală. E foarte misogin textul, dar și ăsta vine dintr-o poveste cu domnul Dinică. Genial, că mi-am luat suport divin să-mi țină mâna. Cert e că domnul Dinică, după o premieră, era foarte, cum să spun, agitat. Nu, 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 era asaltat de oameni care vreau să-l felicite. Se închidea la unde mergeam noi, la bibliotecă. Și la un moment dat se înseninează brusc o doamnă foarte frumoasă în fața dânsului. Doamnă, ce mâini reci aveți. Deci femeile n-au mâini reci ca să ne electrocuteze pe noi noaptea, nopțile reci de iarnă, știi, când se bagă în pace. Nu. Domnul este s-a înseninat, zice, doamnă, dar ce mâini reci aveți, doamnă, maestre, lăsați. O secundă, să vii la vară, să-mi ții mâna pe șpriț. Excelent. Deci toate femeile au mâinile reci, cream că numai eu. Alea sincere. Toate sunt sincere, ca să nu fac... Nu, sau circulația periferică defectuoasă, de sinceritate. De sinceritate, n-a murit nimeni. Care e cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care... Ți-am spus-o, nu? Ești frumoasă ca o rugăciune. Da, de fapt, da.
Dar cea mai răscolitoare piesă de dragoste pe care nu ai scris-o tu, care să fie? Să nu mi-ai niciodată dragoste. Jur, știi că l-am sunat pe Dan, a scris Dan Bidman. A scris piesa asta, Să nu mi-ai niciodată dragoste. La un moment dat am făcut o audiție înainte să lanseze el albumul. A venit la Casa Iliad, trăia încă domnul Cristi Ghindășan, sufletul, unul dintre sufletele care a ținut locul ăla minunat. Și l-am sunat și zic, băi, Dane, zic, asta cu Să nu mi-ai niciodată dragostea este cântecul meu, să știi. Hai, bă, frâne, ce vrei să zici că l-am cunoscut? Zic, nu, mă, tu l-ai scris înainte. Zic, îți mulțumesc pentru el. E absolut genial. Este. O să mă torn dintr-un pahar cu... Fabulos, ce vrei să spun. Să mă lași pe fundul mării. Ce genial. Și am mai avut o piesă la care țineam foarte, foarte mult. Epilog. Vama? Chirilă, da. Și pe el l-am sunat. Zic, băi, mulțumesc din suflet pentru piesa asta. Te-ai face o formație cu băieții ăștia? Dacă ar fi să-ți faci o formație. Cu, deci ai cu Bidman place și cu Chirilă? Da, nu știu. Alege. Da? Hai cu Bidman. Nu, tu n-ai înțeles. Fiind frontman, noi nu existăm dacă e în contextul ăsta fără băieții din spate, știi? Nu există altă soluție. Că... Nu, dar ideea asta de alte voci preferate din lume, până la urmă, cu care se-i face sunt un de... Aba? Da, întotdeauna. Nu te cred. E gașcă mai muzicală ca asta. Adevărat. Nu există. După aceea e Queen. Ok. Și restul lumii. Restul lumii. Dar bun. Aba... Nu mă așteptam. Vrei să facem un cover după Aba? În stilul tău, cred că ar fi interesant. Nu. Nu. Bine. Mai bine facem un cover după Chiar dacă amândoi. Nu știu dacă ne potrivim ca voci. Sau facem o altă piesă. Deși Chiar dacă se potrivește la duet. Că poți să schimbi persoana. Când a întâia, când a doua, când a treia. Da, imaginea asta a existat cu Chiar dacă o vezi la braț cu soțul. Da, mă, e prima mea poveste de dragoste. Uai. Din liceu. Alea, cum să spun, fără mize din alea. Ca acum, când vorbeam cu Alina, zic, băi, trebuie să găsesc o gagică foarte bogată. Așa. Suficient de proastă să mă iubească necondiționat, dar sinceră, ca să pot să termin ce am început. Râdeam cu ea până ai binevoit să apari. Doamne, acum toată lumea o să creadă că ai stat aici cu orele și m-ați așteptat. De, am venit la 5 jumate, uite, întrebai pe băieți. De la 4 eram aici. Și... Te mănâncă palma stângă. Iau bani. Ei? De la ce am plecat? Trebuie? Da. Mai că ai de dat. Uite, vezi? Cred că acum. Cred că acum. De prima poveste de dragoste. Era, așa. Da, era din liceu. A fost prima tabără în care am plecat. Prin clasa 10-a, mi se pare, pentru că am câștigat multe locuri întâi la Cântarea României, liceul Matei Basarab, cu brigada artistică, cu formația, cu nu știu ce, ne-a dorit, mă rog, o vacanță plătită de stat, cum ar veni, în Cheile Bicazului. Și acum am cunoscut-o pe Ana. Și e povestea aia de dragoste de la 15-16 ani, scrisă la 15 ani după. Wow. Știi? Deci unul la unul e adevărat. Nu, ți-am zis că nu-s poet. Eu nu... Și consider, i-am considerat multă vreme pe poeți și niște pișichere așa, că ei doar inventează lucruri, aruncă cuvinte în aer și cad toate vrăbiuțele din picioare, nu mai sar, ci fac pași mici până la dânsii și să nu zic găini și da, nu-mi place. În perioada asta, în afară de șantier, ești creativ? Scrii? Nu. Nu? De când ai mai scris? Păi cea mai recentă piesă cred că e asta cu Șaveica. Dacă nu Colț de lup, nu mai știu sigur. E o doină în preclasic. Deci mi-am dat măsura nebunii definitive din cap. Am scris o manea în preclasic și o doină în preclasic. Ești liniștit? Ai poate momentul sau perioada echilibrată? Am fost la doctor și îmi spunea Mirela, iubi, ce fluin, e prima oară de când vii la mine de câteva luni, când ești așa, știi, senin și zic, mă, iubi, adevărat că am dormit... Zic, da, mă trezeam din somn, mă culcam, mă trezeam, știi? Am anulat toate lucrurile pe care le-aș fi avut de făcut și simțeam nevoia, știi, să... Ne spriește? Să dorm. Eu, de exemplu, să știu, pe dramă, mi-e trebuie un pic de haos în viață, pe liniște nu prea, nu sunt nici creativ. Nu, la ce e încăpățâna mea, nu trebuie. Îți ajunge, nu? E acolo. Dacă se transferă și în afară s-a terminat. Nu, e mai bine. Și... nu, nu, n-am... Sunt liniștit, cred că sunt destul de
egal cu mine. Ca viața. Până atunci să ne cânți piesa pe care am tot pomenit-o aici și acum i-a venit. A venit? I-a venit timpul. E povestea vinului dintr-un colț de rai, din Delta, în pădurea Letea. Un prieten care, pe care nu-l deranjau vreodată banii în exces și a mai luat o jucărie, o, cum se cheamă asta, unde faci vin? O podgorie, de la Sarica Niculițel, și m-a rugat să-i fac un, să fac un text, n-avea decât trei feluri de vin, și mi-am amintit de o discuție pe care am avut-o cu domnul Ștefan Iordache. Eu fiind imagine Jack Daniel sunt trecut, mă duceam la dânsul, la moșie și dădeam și eu ce aveam în portbagaj, plin portbagajul cu Jack Daniel de la Bum. Așa se de la prieteni. Pepe, de la Pepe Berciu, de la Loft, de la Fadi, mă rog. Și zice, bă, nu mai îmi da, hai să-ți arăt eu ce-i cu povestea asta, cu băutul. Și zice, hai în vie. Și de acolo s-a născut, zice, Florin, vinul se vorbește, vinul are o funcție socială. Nu bei ca bou, ca pe apă, să n-ai amintiri după aceea. Nu mai știu de ce a fost. Da. A, și tu ai fost inspirat de modul ăsta în care ai intrat pe povestea vinului. Da. Dar, deci piesa trebuia să fie reclamă pentru prietenul care avea podgorie. Da. Nu, vrea să-i fac un cânt de care să-l ajute. Și mi-a zis, zice, bine, îți dau 1000 de euro să-mi dai mie cântecul cu totul. Zic, cum adică să-l vând? Zice, da. Zic, băi, în Europa nu se pot vinde drepturile de autor. Tu ai trăit prea multe povești cu... Adusese un expresor de sucuri, nu știu cum se chema la un moment dat din America. Zic, numai acolo se pot vinde. Aici se pot cesiona, zic, dar dacă tu vrei să-mi dai mie 1000 de euro, nu vrei să-ți mai dau eu 10 și să mă lași în pace? Care ar fi problema? Nu, bă, că știi că Florin, că economia... Zic, bă, tu vorbești de economie cu artă? Zic, ești nebun? Zic, pune-l pe altul să facă, ăsta n-are cum să plece de aici. Între timp am îndrăgostit și eu foarte tare de el, știi? Are... Și am mai recuperat un cuvânt aici, o să... Când o să o cânt, o să vă dați seama, șaveică. Eram undeva în Dobrogea la un moment dat și era un lăutar mai bătrân ca timpurile, cu doi dinți în gură, cu o vioară, cu trei corzi, una din liță, din aia de puneam noi la patroane, la siguranțe pe vechi, și tot ofta, zicea, oh, ce șaveică. Ah, da, cântat Renul Vieții, știi? Care... Păi, tată, ce... știi, tu știi ce e așa veică? Nu știu. Eu știu. De unde știi? Ești moldoveancă? Da, sunt moldoveancă, dar nu la noi să vorbim cu șaveică. Deci... Eu de când am venit în București, cu șau și șaveică. Asta le știu. Șaur. Șau ăla. Da. Tot printre trupeți, că și eu am fost backing vocals la Paula Selling la începuturile mele și colegii din formație, șau. Ia uite șau sau șaveică. Da, nu, îmi zicea că înseamnă femeie tânără frumoasă, știi? Bă, și mi-a plăcut atât de tare. Am înțeles că se mai folosește undeva în nordul Moldovei. Sunt niște puncte așa, știi? Și zic, ăsta nu trebuie pierdut. Și am făcut șaveica de la Sarica Niculițel. Cu povestea mea, cu discuția mea cu domnul Ștefan Iordache, la dânsul în vie, să-i ascult stăcerile, să-i simți depărtările. Pentru că noi, la un moment dat, stăteam, ascultam lăutarii pe vechi, știi? Stăteam cu Nicu Gigantu. El a fost lăutarul nostru în ultimii 10 ani, să știe lumea că nu altcineva. Și stăteam și tăceam, ascultam sau vorbeam sau deci au fost niște. Și atunci am scris cântecul ăsta. Fată frumoasă, fugi și adun vinul la masă și dă drumul cailor până la țâța zorilor. Cai vinului să alerge dorurile să dezlege. Hai cu pasul, hai cu pasul sprintener să mai și trăim, să mai și trăim nițel. Lângă barca răsturnată, la buturuga lucioată, stau la sfat trei zei feciori, frații din vița vilor.
În pădurea dintre ape stau voinici la sfadă șoapte. În pădurea dintr-un rai au venit să-și afle cai. Izvorel din piatră seacă, unde-i letea neumblată? S-au născut trei cai de soi, ăsta-i vinul de la noi. Cai crescuți cu jar de ape, liber zei hrăniți cu lapte. Laptele de zi nebună, după noapte fără lună. Șaveică, fată frumoasă, fuceadul, vinul la masă și dă drumul cailor până la țâța zorilor. Cai vinului să alerge, dorurile să dezlege. Hai cu pasul sprintenel, să mai și trăim, să mai și trăim nițel. Aleargă vinul prin oase, de aseară pe la șase. Cai negri, albi și roibi, de se sting tristeți prin colbi. Cel negru sfarmă măsele, te ferește de belele și te duce în zbor acasă la mândrețe de nevastă. Calul alb e vin de soi, să-l vorbești până pe joi, să-i asculți tăcerile, să-i simți depărtările. Calul droi te poartă noapte pe cărările de șoapte. În pădurea apelor, sărutul fecioarelor. Șaveică, fată frumoasă, furceadul, vin la masă și dă drumul cailor până la țâța zorilor. Căci vinului să alerge, dorurile să dezlege. Hai cu pasul sprintenel, să mai și trăim, să mai și trăim nițel. Șaveică, fată frumoasă, fuceadul, vinul la masă și dă drumul cailor până la țâța zorilor. Cai vinului să alerge, dorurile să dezlege. Hai cu pasul sprintenel, să mai și trăim, să mai și trăim nițel. Mulțumesc frumos!